Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit să testăm un nou fir. Salutare, drăguții mei, bine ați venit pe canal. Astăzi vin cu un test nou, da, un fir nou pe care l-am adus recent în magazin și pe care îl testez acum, da? Bun, este un fir Alize Puffy Color, un fir care se lucrează cu mâna, da? Pentru că el este deja cu ochiurile făcute, o să vă arăt imediat. Acest fir este 100% micropoliester și este recomandat în special pentru pături sau decorațiuni interioare, precum fețe de pernă, nu știu ce puteți să mai faceți, cuverturi din el, da? Este foarte, foarte moale. Eu am lucrat deja o porțiune din pătura mea și pot să vă spun așa că firul nu lasă deloc scame. Eu mă așteptam că o să lase scame și o să-mi umple toată casa cu puf, dar nu, este așa, nu lasă deloc scame. Este extrem de moale și pufos, ia uitați-vă, și te acoperă așa ca un norișor, da? Ca un nor de puf, îngerași pufoși. Se așează foarte bine în lucru. Eu în videoclipul de astăzi o să vă arăt cum se lucrează acest model, da? Eu o să-i zic ochiuri încrucișate pentru că este cel mai simplu. Vă spun din start că pentru, nu v-am zis câți metri are, are 9 metri un gem. Pentru o pătură de bebeluș, cam de 70 pe 70, intră 5 geme, da? Eu îmi lucrez o pătură pentru canapea din sufragerie, da? Ca să mă pot acoperi în seriile frumoase de toamnă. De aceea eu o să folosesc la această pătură vreo 10 geme, da? Cam așa, pentru că vreau să-mi iasă... Eu am calculat cam un metru pe un metru și 20 sau 1,50 m, vedem cât iese din 10 geme, da? Dar îmi place foarte mult cum se așează, uitați, și se lucrează extrem de ușor. Asta este fața și asta este pe dos, da? E foarte frumos. Plus că e foarte rapid, deci eu am lucrat această păturică, nu știu, vreo două seri până aici. Deci am până acum vreo 4 geme consumate, acum încep al 5-lea, da? Și haideți să vă arăt cum se lucrează. Am încă o chestiune, cum începeți lucrul. Să știți că firul nu se întinde, vedeți? Nu se întinde nici în lățime. În lungime foarte, foarte puțin, da? Deci cu câte ochiuri o să începeți, atâția centimetri o să vă rezulte, da? Deci nu se întinde, ca să fiți sigure, da? Eu o să dau eticheta jos. Bun, uitați cum vine firul. Este așa, da? Nu stă. Așa, da? Așa este firul, cu niște ochiuri prefabricate, nu știu cum să le zic, da? Prefăcute, da? Bun. Și vedeți, măsurați de cât în centimetri cât aveți voi nevoie, da? Păturica și atâta începeți, da? Practic, pentru că el nu se întinde, nu se lungește, nu se lățește și atunci, practic, cât o să măsurați, atâta o să fie, da? Pentru acest model trebuie să folosiți un multiplu de 2 ochiuri, da? Să numărați, să aveți aici cu pereche ochiurile ca să vă iasă acest spic, să zic așa. Eu o să iau 6 ochiuri aici ca să vă arăt cum se lucrează modelul. Se lucrează foarte, foarte ușor și foarte, foarte repede. După cum vă spuneam, este un fir ideal dacă aveți nepoțele care nu știți cu ce să le ocupați timpul, luați-le acest fir și lăsați-le să-și facă pături sau mai știu ce, cuverturi, da? După cum ziceam, eu o să iau 6 ochiuri, da? E mai ușor de lucrat pe suprafață plană firul, e mai, da? Acum, primul rând, cum lucrez primul rând? Încrucișați ochiurile astea două, da? Deci, ăsta din dreapta îl dați peste al doilea, întoarceți și lucrați așa, deci treceți ochiul prin primul ochi, cum ar veni, și prin al doilea ochi, da? Așa, bun, iarăși, încrucișați cele două ochiuri, da, înspre stânga, treceți următorul ochi, să nu scăpați aici, să fiți atente să nu scăpați ochiurile, iarăși treceți prin al patrulea ochișor. La sfârșit, iarăși încrucișați
și treceți ochiurile prin acestea. Bun, și ați făcut un rând, nu? Foarte simplu. Acum întoarceți iarăși orientarea firului vostru. Acum le încrucișați invers, da? Dacă prima încrucișare ați făcut-o în stânga, a doua o faceți în dreapta. Uite așa. Și luați de aici primul ochi care v-a rămas din fir, îl treceți prin acesta, iarăși îl treceți prin următor. Iarăși le încrucișați invers pe astea, da? Așa. Aici să nu scăpați ochiul, după cum vă spuneam, treceți prin ăsta și prin ăsta, da? Așa. Iarăși le încrucișați pe astea, treceți din nou. V-am zis, se lucrează extrem de ușor acest fir și este atât de moale că mi-aș face și o cuvertură pentru dormitorul mare, da? Întoarceți iarăși firul și o luați de la început. Iarăși încrucișați astea înspre stânga, da? Treceți prin primul ochi, prin al doilea, da? Și tot așa. Iarăși l-ați încrucișat. Ați înțeles ideea? Este foarte, foarte simplu. Foarte simplu și foarte ușor de făcut. Nu trebuie să știți nici măcar să tricotați. Da? Așa. Și astfel vă rezultă, da, acest spic, ca să zic așa, nu știu, această încrucișare, da, care arată așa într-o lucrare mare. Acum, colțul ăsta care rămâne aici la voi, puteți să-l prindeți cu acul foarte puțin, da, cu un ac și coață, îl coaseți în țesătură. Acum, în ceea ce privește când treceți de la un ghem la altul, eu cum procedez? Uite, o să continui lucrul meu și o să vă arăt imediat cum unesc eu un ghem cu altul. Aici s-a terminat ghemul meu. Vedeți că aici a rămas o codiță. Eu această codiță o tai. Pur și simplu. Da? Și iau capătul celuilalt ghem, da? Care și ăsta are o mică codiță. Pe asta nu o tai că e prea mică. Bun. Acum, după ce am tăiat capetele, da? Bun. Eu mai am aici două ochiuri din ghemul anterior, da? Îmi încrucișez ochiurile din rândul de mai jos. Lucrez primul ochi, da? Iar înainte să lucrez pe al doilea, iau ghemul și îl răsucesc aici, da? În jurul ultimului ochi din acest ghem, da? Îl răsucesc aici, așa, ca să încep un nou ghem. Și trec ultimul ochi din ghem, îl trec prin cel de jos. Iar în continuare, lucrez cu noul ghem, prinzând ochiurile în ordinea lor, cum vin ele din ghem, da? Așa. Ați înțeles? Pur și simplu, răsuciți, da? Primul ochi din al doilea ghem în jurul ultimului ochi, da? Vedeți? Și nu se întâmplă nimic, nu se formează nicio gaură aici, este foarte, foarte simplu, ați înțeles? Deci pur și simplu le răsăciți unul în altul. Acum, cum se închide acest pled? Foarte ușor, da? Când ați ajuns la ultimul rând și vreți să închideți, treceți, uite așa, fiecare ochi prin următorul. Da? Pur și simplu îl treceți așa. Vedeți? Și se închide. Este foarte, foarte simplu. Eu să le desfac pentru că mai am de continuat cu acest fir. Așa, da? Bun, dragii mei, spor la treabă și dacă tot vin sărbătorile, este o idee ideală să faceți cuiva un cadou, o astfel de păturică sau pernuță sau un pled, da, sau o cuvertură. Este extrem, extrem de moale și chiar potrivită pentru perioada asta rece a sezonului. Eu deja îmi imaginez că o să-mi beau ciocolata caldă pe canapea și o să tricotez învelită în această pătură, da? Vă doresc o zi extraordinară, vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip, spor la treabă și nu uitați că este păcat să erosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Pa, pa! Și am uitat să vă zic să aveți o duminică frumoasă, pa, pa!